Așa, dar trebuie la punct, Victor. Așa. Bună vreme, bine v-am găsit, dragi oameni buni. Am vrut pe întâi să facem emisiune. Era soare, era frumos, dar s-a crăcănat stadionul din Cluj și ne-a luat carul și de SNG-ul și a trebuit să dăm o emisiune cu ea care lucrează cu picioarele. Și noi am stat. Acum ne-a prins ploaie. Nu-i nimic, va fi vreme bună, măcar o dată pe lună. Bine v-am găsit. Nu cred că știți unde suntem. Suntem în comuna Cășeiu, județul Cluj, lângă Dej, de la Rugășești, cum te duci către Guga, din capătul de unde se gata o seamă de Rugășești, de la Valea Sasului, până în Guga e Zvălenie, adică Valea Gujii. Suntem pe Valea Gujii, în Rugășești, comuna Cășei, acasă la Ioan Dordoi și la Felix Gălan. Aplaudați! Băi, am zis bine, Felixul, ia! Foarte bine a zis. Băi, bine de totul lui. Că dacă o iei bine dreapta, dacă o iei către Curești, dai la aia mai bruneți. S-au bătut ăștia oameni buni aseară aici. Cum a intrat în cartierul Veselie? O tras o bătută soră cu moartea că unul s-a băgat în fasolea celuilalt. Bă, sunt români cu apă la plămâni și ăștia. Bă, bine v-am găsit. Bine ați El bine e Ioan Dordoi, celălalt e Felix Galan, frați. Vă spun eu sau spui tu? Frați buni. Băi, că lumea nu știe că voi sunteți frați buni, dar aici îi cheamă diferit. Aici am crescut, exact aici am crescut. Aici furam mere de la bunul și dincolo nuci de la unteașul. Auziți, oameni buni, el poartă numele bunicului. Că ce o zis bătării? Băi, ăsta primul e a vostru, care le faceți, i-am eu, pardon, mi-l dați mie, poartă numele meu, că nu a avut numai fată, bătrânul, și de acolo încolo, dacă vă trebuie, faceți-vă. Și și-au făcut. Și-au venit Felix și mai cine? Și-au venit Felix, și-au venit Adrian Florin, frățelul mai mic, care, stau aha, acolo. Care face vin acolo. Așa. Băi, dar au lucrat și ai voștri, nu prea avut somn, nici. Bun, dă-mi un telefon să văd dacă măr telefoanele, că în fundul Gujii, pardon, doamne, văi Gujii, că râde de noi. Alo? Alo. Da. Bună ziua, domnul Vaida. Bună, ai văzut că mere. Adela Neagu de la Sibiu, Valea Viilor. Așa, noi suntem cu pălin cap aici. Vă găsesc în țară. Da. Vreau, în intermediul dumneavoastră, să felicit și să le urez o carieră strălucită gazdelor dumneavoastră pe care îi stimez, îi respect. Mulțumim. Și îi iubesc pe acești doi frați care ne încântă cu frumoasele lor cântece. Și vă doresc tuturor celor care întâmpinați vremea păcătoasă, să-i spunem așa, da? Și cu stoicism. Vă doresc multă sănătate, să ne puteți încânta încă de mulți ani de acum înainte. Doresc pe această cale să-i urez mamei mele, Togan Maria din localitate, multă sănătate. Fratele Togan Remus de la Copșa Mică cu familia lui. Togan Mărioara, sora mea de la Moșna cu familia. Bună. Fiicei mele de la Valea Lungă. Din de Blaj, Bianca Băcilă cu Teodora. Fracă, fracă, ca și la țară. Când fiului meu din Italia. Din Italia, da. Lui, celor care poartă numele de Sfânta Paraschiva, cu toate că a fost alaltă ieri, le doresc multă sănătate cuscrilor mei de la Valea Lungă, care ea e chiar Paraschiva. Oh, dar ești dintre neamul rău, domnule. Doresc multă sănătate, Paraschiva Băcilă. Aha. Sunt trei femei la corul bisericesc din comuna Valea Viilor. Nu, atâtea au mai rămas. Care poartă numele de Paraschiva. Paraschiva Mohan, Paraschiva David Paraschiva și Flentea Paraschiva. Le urez și lor multă sănătate. Aha. Vă așteptăm pe data de noiembrie. De 6. Caseta pe care ați promis-o. Că eu vă aștept cu butelcuța. Au și nănașii. Să pot plăti caseta. Ei, și atâta-mi trebuie. Da. Care mă cunosc. Primarului, în primul rând,
de la Valea Viilor. La domnul Pinte! Multă muncă și putere de muncă să poată să iese sărbătoarea. Da, bine, mulți ani că mă plouă drept în gâ. Domnului părinte, de asemenea, da, că se trudește foarte dacă mult. Dacă te-o iertat la canon. Da? Și tuturor celor, consătenilor mei dragi, le doresc multă sănătate și să fie alături de noi în ziua de 6, 7 și 8 noiembrie, când sunt și zilele Văii Viilor, mai las-o, domnul, Negrea, da. Sfințirea Bisericii și, da, mă rog, o sărbătoare care sper să onorăm cu prezența, bine, noastră comuna așa cum trebuie mai departe. Mulțumesc, fain. Băi, cu ce începem, mă? Uite-ți copiii ăștia. Băi, pregătiți-vă voi, belițe ăștia, de la ansamblu Someșana Junior al Casei Municipale de Cultură, George Coșbuc. Exact. Din Deș. Locul unde am crescut și noi ca și artiști. Băi, cu cine a venit? Cine e șefii ăștia? Îți veniți cu domnul Lucian Tecar și cu doamna Regina Tecar, cei, deci, care instruiesc, da? Însoțiți de doamna Doina Sima Minea. Opa, no, bun. Băi, asta-i nu așteptați mult, ăștia-s mititei. Da, hă, pricepeți, nu se las. Aplaudați, hai să vedem. Cântăriți, cântăriți, învățați cu greutățile, băi, și voi, numai noi. Hai să vedem. Hai să vă citesc repede o scrisoare, am o dedicație. Ai bat-o puterea binelui. Multă sănătate și fericire familiei Teoil Balmoș, atenție, șomcuta mare, din partea Lionel Filip. S-auzim de bine, s-auzim de bine, că de rău am auzit destul. Bine ai venit, domn primar. Bine v-am găsit. Care-i numele complet? Silviu? Și Boldor. Silviu atât. Boldor. Ia spuneți, de câți ani sunteți primar? Păi aproape de 16.
Păi dar câți ani ați avut când v-a ales? Vreo 29. La 29 de ani v-a ales? Da. Dar ce meserie ați avut de ea să convins pe ăștia din prima așa? Păi nu știu dacă meseria a contat. Am fost meseria mea de bază maestru în exploatări forestiere. A, și ăștia nu furau lemne pe aici, nu exploatau nimic. Nu furau puțin. Aha, o, păi ai văzut? O știu tii. Și bine că sunteți ca să... I-am lăsat să fure și de aia am ales. Da, dar câte sate aveți? Comuna Cășăi, una dintre cele mai mari comune din zona Deșgherla, 10 localități, componente ale comunei Cășăi. Țin să apreciez că prin 68 comuna Rugășești era comună separată de Cășăi. Deci așa unde suntem noi, unde era, suntem noi era comună separată, și era centrul la Rugășești, au da? Pus comuniștii și noi am rămas. Și noi am zis că o făcut bine. Dar câte sate? Hai să spunem satele. 10 sate, 5.000, aproximativ 5.000 de locuitori. Așa, care sate? Deci o dată e Cășăiu, deci, clar, centrul. Începem cu Cășăiu, centrul de comună, Urișorul, Copleanu pe drumul național, pe urmă venind în dreapta Rugășeștiu, Guga, Custura, Comorâța, Gârbăudejului, Leurda, Sălătrucu. O, frate, păi da, ăștia la 5 sate, cât aveți aici? Ăla, că pe harta militară Valea Gugii nu-i trecută, că e Rugășești. Valea Gugii aparține de Rugășești, da. Rugășești, da. Dar satul ăla cu, cum se cheamă, Custura? Custura. E trecut. Custura și Comorâța. Îți dau că tu, da, localități componente. Însurat, da. Da, da. Trăiesc părinții dumneavoastră. Nu mai trăiesc, din păcate, niciunul. Bun, noi nu mai pierdem vremea, stimați telespectatori. Suntem acasă la băiatul cela care vă cântă într-un sat lângă o fântână. O să filmăm noi și fântâna, că de aici e pornit cântecul. Să-l ascultați, nu vrem noi să vă întristăm, dar e bine pentru identificarea locului și a gazdei să vă cântăm cântecul acesta. Ioan Dordoi într-un sat lângă o fântână. Hai să-l aplaudăm. Cum o cheamă pe maica ta, Felix? Maria? Nu s-o, unde e? Că nu văd pe aici. Nu s-o gândit ea că o să... Stai, Ioane, un pic, că să-ți dau o misiune. O să ajungem să chiar facem uitam, din curte. Mă uitam după dânsa, dar e pe aici pe undeva învăluită cu atâta lume. Nu poate fi o bucurie mai mare să-ți vezi ocolul plin de oameni faini, prieteni buni de ai copiilor
și atâția oameni îmbrăcați în costum național. Să o felicităm. Așa, dă-mi un telefon, că apoi vedem noi cum se schimbă lucrurile pe aici. Alo? 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 Da. Spuneți. Alo? Da, alo. Bună ziua. Bună, și noaptea e bună, da. Bună ziua, m-auziți? Vă aud foarte bine, dați-vă televizorul dumneavoastră mai încet. N-așteptați întârzierea, delay-ul. Bine? Așa? Că încet mărtoate, da? M-auziți acum? Foarte bine, vă aud. Așa. Mă numesc Dan Livia de la Rugăse. Ai, nu mă nebuni. Și vreau să dau o dedicație, în primul rând, pentru soțul meu. Da, dar cum îi spune Rugășești? De-a cui? Dan Livia, Dan Livia. Livia cui? A lui Săvan. Așa spune, domnule, că asta... Și acum ne verifici dacă merge treaba bine. Merge, suntem pe direct, nu fentăm, așa-i? Da. Zi, Liviuță, cui dai dedicația? Dedicația o dau soțului meu. Păi da, că nu te primești acasă, da. Și? Și când ai zis soțul, s-o tăia în alte. După soțul, ți-e rușine să mai spui pe ceilalți. Așa, toți vecinii. Da, zi, 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 că vezi tu, zi. Și? No, n-ai dat televizorul mai încet și așteaptă așa, până mi-are sunet. Pentru toate neamurile mele, pentru toți frații mei. Bagă pe foc, dă-i! Hai, măsuri, redu, redu, zi. Nu ești bună la guvernare, că nu tai deloc. Hai. Și pentru toate... Alo? Șogorițele, zi așa, nu fie rușine. Și pentru toate fetele de la grădinița junior. Bine, să crești mare, vai. Ia uitați, înspre Iasmina, la împlinirea vârstei de 2 ani, mama Eugenia, Dan și bunicii trimit un munte de urări. La mulți ani, am pus deoparte. Ionucule, cine-i fetița aceea? Era o fată, hai vino acolo, vino mai cu curaj și stai acolo, uite acolo unde ți-e locul și uite-te frumos. Cine-i? Domnul Sergiu, precum pe noi, pe mine și pe Felix ne învăța la Casa de Cultură profesori, la fel și nouă ne stă bine să învățăm pe alții să continue tradiția cântecului popular. Și Felix se ocupă la rândul lui la Școala Populară de Artă de mulți, mulți elevi. Eu am câțiva, printre care o am cunoscut-o la vreo 10 anișori. Acum am mai crescut. De unde ești tu, Dana? Din Dumbrăveni. Bun, eu am crezut că el se ocupă de fată și Felix de mămica, știi, dar m-am oprit. Zic, bă, astea sunt simbioză, domnule, n-ai treabă cu ei. Hai, las-o să cânte. Dar n-a succes. Să n-ai, te uiți acolo la nene ăla frumos, da, zâmbește că te vede, ai prieten, ai, așa-i? Hai, foarte bine, aplaudați, hai! Hai lângă mine, la 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 la, aproape să-mi cântă bine, la la la. Săgeraș, hai lângă mine, la 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 la, aproape să-mi cântă bine, la la la. Că acum ai lumea mea, la 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 la, și de mâine o mai vege, la la la. La podul și în sus, la 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 la, fete ca în umbră veninus, la 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 la. La podul și în sus, la 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 la, fete ca în umbră veninus, la 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 la. Că-s frumoasă și-s gătice, la 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 la, și de joc îs pregătice, la la la. Joc și voie bună, la 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 la, toată lumea se adună, la la la. Unde joc și voie bună, la 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 la, toată lumea se adună, la la la. Dragul mie, mie
aproape de mine, la 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 la. Nu mă lasă să căuri sine, la la la. Povestesc babe de mine, la 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 la. Nu mă lasă să căuri sine, la la la. Că lor vremea le-a trecut, la 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 la. Știu eu cum ce au făcut, la 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 la. Bravo, să crești mare, du-te să nu-mi intri în cadru, dă-mi repede telefonul celălalt, alo? Alo? Să trăiți, domnul Vaida. Da, de unde mă sunați? Din Ogna Mureș vă sun. Vă ascult. Pentru scumpa mea soție. Da? Mergeți, mergeți voi acolo și stați pe locul vostru, nu vă mănânce în pălărie. Da? Eu și fiul meu. Da? În data de 12 a avut ziua ei, o vârstă frumoasă. Vă doresc un an bun, fericit, ce să mai zic, pentru dumneavoastră și pentru emisiunea pe care o faceți. Mulți ani frumos! Auziți, Salina mai trăiește la noastră? Ce să facem? Salina s-a dus cu groapa în jos, domnul Vaida. Cu blocuri cu tot. Ah, bine. Bine, vă mulțumesc de telefon. Să spune? O zi bună, vă doresc. Ioane, cine sunt cei doi români? Deci, precum noi, la vremea noastră, ne plăceau de frață Filip, frață Zegrean, ei cei care au mai rămas în viață și frață Bătinaș. Care mai cântă în duo. Care mai cântă în duo. Au mai rămas întregi. Ei 100%, ceilalți sunt întregi. 50%. Ceilalți jumătate. Uite, și un Filip cântec, stimați telespectatori, un cântec, Răducule, să te duci pe copacul ăsta, că ce cântă românii ăștia ne sună tuturor. Am început să îmbătrânesc. Aplaudați-i, frații Grigore și Ion Zegrean. Când se scutură frunza, când se scutură frunza, măi, șalai-lai-la. Supărată-i pădurea, când se scutură frunza, când se scutură frunza, măi, șalai-lai-la. N-are ce să supăra, măi, șalai-lai-la, că a venit primăvara și are o acăpăta, măi, șalai-lai-la. Supărat lasă fiu eu, că îmbătrânesc mereu, că îmbătrânesc mereu, măi, șalai-lai-la. Supărat lasă fiu eu, că îmbătrânesc mereu, că îmbătrânesc mereu, măi, șalai-lai-la. Eu dacă o-i îmbătrâni, măi, șalai-lai-la, altul noi întâneri, mândrele nu m-o iubi, măi, șalai-lai-la. Și mă socot cine sunt și cine am fost. Vreau să dorm și nu mai pot, măi, șalai-lai-la. Stau noaptea și mă socot cine sunt și cine am fost. Vreau să dorm și nu mai pot, măi, șalai-lai-la. Bătrânețele-i mă ajung, măi, șalai-lai-la. Eu de ele într-una fug și n-am unde să mă ascund, măi, șalai-lai-la. Ele vin de om să leagă, șalai-lai-la. Și nemnica nu-l întreabă, numai în pământ îl bagă, șalai-lai-la.
Drum bun, cale bătută, cine vă prinde să vă pună dobândă. Alo! Alo! Și respectul pentru dumneavoastră, domnul Sergiu Vaida. Vă rog. De la Gheboen de Dâmbovița, Ionel Mareș. Vă ascult. În primul rând țin să vă felicit pentru frumoasele emisiuni pe care le faceți și cu prilejul zilei bastonului mondiale a bastonului alb, vreau să transmit tuturor nevăzătorilor din țară multă sănătate, fericire, bucurii, dorințe împlinite, tradiționalul de la mulți ani, tot ce mai bun și mai frumos să li se îndeplinească alături de cei dragi. Și pentru toți prietenii acestui minunat post de radio, nu vreau să mai dau nume, pentru că muzica trebuie să spună cuvântul. Vă mulțumesc! O zi plăcută și cât mai liniștită. Cele bune! Am scăpat noi. În emisiune a venit domnul deputat. Cornelitu. Cornelitu. De când sunteți deputat? Din acest mandat, 2008. Noastră aveți în parohie aici? Da. În parohie zona asta, da? Da, sunteți în colegiul numărul 6. Mă bucur, vă felicit. Aici unde găsiți atâta tradiție, atâta istorie, e un filon al istoriei românești, comuna Chiuiești, comuna Cășei, satul Măgoaja, Rugășeștiu, Bobâlna și Gârbou Dejului. Așa, dacă e Gârbou Dejului, ia vină mă, Ovidiu, încoace, fii atent cu ce vine, Ovidiu. Bă, va trebui să te duci până la cameră, să-i arăți, hai în față, vei întoarce de în partea aialaltă, ia ține acolo, ia ce scrie acolo, ia spune-ne. Fii atent că s-a pus bine. Scrie... cu vine Clujul pe la noi, primăria Cășei. Așa. Și este un dar al meu pentru casa de prieteni buni a lui Ioan Dordoi și Felix Gălan, pentru domnul primar și cred că de la anul începe să asfalteze drumul în Gârbou. Băi, aplaudă! Băi, nu mai asfaltează dacă îi zice asta. Oameni, ia du-te acolo ca să ne cânti un cântec. Mulțumesc, băi, Ovidiu, că te ții și tu numai de prostii. De când ai mai fost pe acasă, bă, Ovidiu? Sergiule, dragă, anul ăsta este a doua oară și vreau să-ți spun că tot timpul i-am invidiat pe cei de la Rugășești de aici că sunt la șosea. Da. Și că aici aveau găinile, ouăle cele mai mari. Eu când furam de acasă, furam ouă și să mă duc la film și tot timpul treceau prin gaură și zicea, bă, mai bine ai furat de la Rugășești că-s mai mari ouăle. Asta-i boloveniți! Hai să-i aplaudăm! Du-te acolo, oameni buni, cântă Ovidiu Pur de Asomeș. Într-o mândră din Ardeal, măi, la 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 la, ne-am pierdut și clop și cal, la 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 la. Într-o mândră din Ardeal, măi, la 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 la, ne-am pierdut și clop și cal, la 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 la. Clopul l-am pierdut la Cluj, la 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 la. Clopul l-am pierdut la Cluj, la 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 la. Și calul cătălăpus, și calul cătălăpus, la 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 la. Nu știu cum mi-a și norocul, la 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 la. Și unde mi-o ia flaclopul, la 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 la. Nu știu cum mi-a și norocul, la 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 la. Și unde mi-o ia flaclopul, la 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 la. Dam o mândră cu zdrior, la 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 la. Dam o mândră cu zdrior, la 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 la. Și mi-a face un clop iar, și mi-a face un clop iar, la 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 la. Da la murguț ce să-i spui, măi, la 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 la. Să se ducă în drumul lui, la 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 la. Da la murguț ce să-i spui, măi, la 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 la. Să se ducă în drumul lui, la 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 la. Că l-o-i așteptam pe cleană, la 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 la. Că l-o-i așteptam pe cleană, la 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 la. Cu potcove și cu ham, cu potcove și cu ham, măi, la 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 la. Și cu clopul susuară, să nu-l uita mândre iară, la 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 la. Ovidiu, du-te în față. Așa, ia să văd cine e la telefon. Alo? Alo? Bună ziua, doamnă Vaida.
Da, bună ziua! Vă duc să nu vă vedeți pe toți ce sunteți prezenți acolo. Opa, stai, fii atent, ni se umple masa. Să rămână. Sănătate, fericire și un car plin de iubire pentru toți cei prezenți și pentru toți românii de pretutindeni. Mulțumim frumos! Multă, multă sănătate domnului Ion Dordoi, Felix Gălan și pentru domnul Ovidiu Purda Someș, nănașilor și la toți cei prezenți. Hai că ai și văzut ăștia bătrân. Da, bineînțeles, domnul. Poftă bună vă doresc! Mulțumim, stai, cine a luat? Dedicații speciale pentru domnul Eugeniu Cristia din Chiajna, mâine mai adaug un trandafir. Așa-i trebuie. Pentru Cosma Amalia din Peria, în data de 18 împlinește 9 anișori. Ramona Iliez Drăgan și Silviu Drăgan, interpreți din Banat, împlinește 3 ani de căsnicie. Și părinților lor, Dorel și Lidia Ilieș, la cei 25 de ani de căsnicie. Și finalul? La toți multă, multă sănătate și numai bucurii. Doamne ajută și dă bine și nu dă necaz la nimeni, la da. Toți prietenii din țară. Lângă mine, uite, bă, stau și eu ca și... Băi, să mă ridic și eu în picioare, băi, domnul frumos. Da. Să mă... Cu mătra mea, adică Angela, ia-ți spune, așa-i? Angela Dordoi, da? Angela Dordoi este... Mere bine microfonul, las colega de viață. Primarului, primarul are microfon bun, de la sculele lui, sunt mai bune ca ale noastre. Deci, nevasta lui Nelu. Da. Așa. Angela Dordoi, dar da? De pământ de unde ești? E pământ din Negrilești. Da, ce-i mai încolo? Ho, de unde e popica al nostru? Avem și noi un coleg din Negrilești. Ah, cum a, dar cum a ajuns amărâtul ăsta acolo, bată-l, norocul ăsta? Așa, cu nunții de la ospețe. L-ai văzut? Da. Plăcut? Și gata. Băgat în juc, te-am pupat, să rămână. Du-te de aici, mă le lucruri. Astea și eu ni le-au adus. Nu. Tot de pe văile alea, din Dumbrăveni, din Canci. De acolo. De uite, acolo am primit o invitație la... Bă, invitație și la nuntă avem, ia uite. Stai, dar trebuie să o citesc, dacă l-o trimis-o pe Vine Clujul, zice că familia, fii atent, o citesc. Mircea și Emilia Vicol și Ioan și Viorica German ne invită că copiilor au nuntă săptămâna viitoare, așa le trebuie, nașii Codruța Bâlcu Ionuț și Tudor și Olivia Pomană. Băi, cum o știu că e criză, cum Pomană? Așa. Să vă trăiască Miri și să trăiască Neluțu, să ne întâlnim. Mulțumim frumos! Nu mai pierd vremea acum, dumneavoastră vă pregătiți, domnul deputat, că vă trăznesc o întrebare, că nu întrebările încurcă pe dumneavoastră, răspunsurile. Așa, o să cânte și o să joace, nu, o să cânte Felix Gălan. Ascultați-l, este un fel de a cânta în memoria lui Drăgan Muntean și de a spune ceva despre deviza lor în viață. Când te duci de acasă, e bine să ai 7 ani, mai nou copiii au 6 și iată că avem probleme. N-ai poți să ai 7 ani de acasă. Ascultați, în memoria lui Drăgan Muntean și ca un adresant fiind dumneavoastră și noi toți cei ce suntem părinți. Felix Gălan! La școală, dorule, o mie
mare aleasă. Dorodoruțule, când ai 7 ani acasă, măi Dorodoruțule. Atâta mă mai ține dorule, cât mi vine că fac bine dorule, de mi vine că fac rale dor, doruțule, scurtează-mi zilele mele, măi dor, doruțule, și să știe voia ta. Pe bis! Haideți să mergem mai departe. Dăm repede, stai că citesc o dedicație, că e lungă și mi-o scris-o aici. Sorana Gălan împlinește în 11... fii atent aici. Cum am zis bine, mă, să ce scrie? Sorana, da, bine. Da. Sorana Gălan împlinește în 11-a 10 anișori. Sorana fiind fiica... Fiica da, mea. Îi pe aici, pe undeva... Fuge și aia cu copii. Săraca o înghețat de prima. Împreună cu soțioara o pupăm și urăm tot binele din lume. Să-i și bineînțeles că și părinții noștri, bunicii Soranei, cu siguranță că îi urează tot binele. Hai, de la măicuța mea care e acolo pe undeva da. Prin mulțime. Așa. Și soacră mea și socru de la Vurpăr, Inuri, Alba, Alba Iulia, vin sud de jos. Așa. Băi, te pup. Ia citesc o dedicație și după aia ne ducem mai departe că vrei să jucăm o leacă. Cele mai bune colege soției și mame, Maria Morar. Copiilor, zice Alina, Sebastian, lui Iuliu, familia Ana și Viorel Pintea din Nima, Letiției, soacră din Nima, lui Nicu, soțul meu, șefului nostru, Iacob Otto. Aș dori melodia de Doamne în cine da, dar nu da, măicuța mea, să te pregătești, să-mi zici o strofă pe gol. Sănătate, de la Lenuța Stan din Nima, înspre Mariana, din partea fraților, bă, v-am scris pe toți, sunteți mulți, oameni buni, ansamblu! Someșana, al Casei Municipale de Cultură George Cosbuc din Deș, cu o parte de învârtite. Numai partea de învârtite. Hai să-i aplaudăm, hai! Cântăriți, așa? La locul vostru, la locul vostru. Opa, ia Ovidiu, ce? La colaci, la colaci salt înainte. Uite, un prieten. Hai să arată cu camera că e frumos. Un prieten din Cluj, Nelu Ciurtin, ne trimite
al doilea colac pe care scrie Hai Liberare. Opa, că toți sunt în amintire anilor de armata lui Sergiu și a celor de astăzi ai mei, al lui Nelu și al lui Felix. Hai Liberi, ca să scate pe primarul. Dedicație pentru primar, da. Și la primar, dedicație. La primar, nu, la primar numele Hai Liberare. Atenție, al altăieri, doamna primar s-a liberat. A născut! Să aplaudăm, domnule, că sunteți tată. Ce aveți? Fecior, fată? Hai că acum aflăm. Fecior am, acum am o fetiță. Dar la planificat ai lucrat și în primărie lucrat așa. Păi așa am făcut comanda. Cum îi puneți, așa am făcut comanda. Așa? Vă aplaudăm și... Deci de astăzi are în familie un viceprimar. Îți dai seama, s-o pregătit de campanie, să n-aibă treabă la anul. Acum, pac și gata. Mulțam, pune-l pe masă. Sergiule, așa, hai eu când aici mergeam la liceu militar din Alba... Plecam de aici, de la Rugășești. Așa. Am plecat elev. Acum m-am întors colonel. Întotdeauna mi-am zis colonelii sunt cei mai bătrâni oameni. Astăzi lucrurile nu mai sunt așa. Și cei mai tineri. Du-te pe loc că-i cânta. Așa, du-te și așteaptă. Să citesc o dedicație. Celui mai iubit și așteptat om din casele noastre, a început să plouă, care ne mai îndulcește viața asta plină de criză și nevoi de sănătate. Domnul deputat, care e cea mai mare realizare a dumneavoastră în colegiul ăsta? Zbaterea cea mai mare. Eu spun că cei care nu investesc în educație, sănătate, cultură și sport, nu investesc în viitorul națiunii. Așa. În această ordine de idei, investiția mea financiară, sentimentală, lobby-ul care l-am făcut atât la Consiliul Județean cât și la Guvern, a fost pentru Spitalul Municipal Dej, așa considerând eu că pot să-mi aduc aportul pentru întreg colegiu. Și vorba aia, la Spitalul la Dej mărduți, deci, toți bolnavi. Corect, asta vreau să vă spun, am încercat modernizarea și dotarea Spitalului Municipal Dej la standarde europene. Am reușit în proporție de 50% și sper că, dacă Dumnezeu mă ajută, la anul să finalizăm această aplaudăm, că uite, mi-a venit în cap, zice, bunul Dumnezeu să vă dea sănătate. Semnează Simon Mocean Maria din Aiud, tatălui meu Vasile Bibicu Mocean din Cluj, fratelui meu, Maflei Mocean, zis Birtuț, bă, dar ce nume le-a spus, domnule. La mulți ani, că în 3 septembrie am plinit 67 de ani, fratelui meu, Solomon Mocean, doar o dată în an e ziua ta să cânte Cornelia Radocea, hai, nu o cântă pe asta, dar mă rog. Și în 17 septembrie a fost ziua de naștere, am plinit 60 de ani, aici trebuie să cânte ordonă, domnule. Din partea surorilor Mariana, toate cele bune. Mii de mulțumiri cu rugămintea să citiți tot dacă se poate. Știu că e timpul scurt și prețios, dar nu mă lăsați mai jos. Nu vă lăs mai jos. Oameni buni, băi Ovidiu, tot ești tu de aici din comună, din Gârgăul Dejului, Gârbăul Dejului, pardon. Ia să-l mai aplaudăm o dată, hai! Să tu cum eu, măi, greu ți-am putut, greu și eu, măi. Am trecut astăzi spre tine, nu ți-ai amintit de mine. Satule, să tu cum eu, măi. La capătul lumii, măi, chem acum o părință, măi. Nu să tem de foc și moarte, să tem de sânedurătate, satule, să tu cum eu, măi. Să-mi și în viață bine, când am părinți lângă mine. Aș zice mamă și tată, și la frunză și la piatră, satule, să tu cum eu, mă. Am fost numai în două sate și mi s-o părut departe. Da, apoi când mă
duc în lume, arde inima în mine, satule să tu cum eu măi. Știe numai Dumnezeu măi, ce duc în sufletul meu măi. Aș vinde noroc și bani într-o casă cu țărani, satule să tu cum eu măi. Aș vinde noroc și bani într-o casă cu țărani, satule să tu cum eu măi. Mulțumesc, Ovidiu, du-te că mai astăzi, că mai avem de lucru. Să trimit o dedicație în Österreich, în Austria, la Viena, doamnei German Micaela, din partea neamurilor din Poiana Codrului, toate cele bune. Micaela este fata lui Victorul Lunuțu Murei din Egeriște, măritat în Poiana. Să trăiești, să-ți faci bani și să vii acasă. Măi, nărașul, ia să te văd! Măi, ținule, o, mă! Dar ce bine mi-a revăzut! Ai de mine, mânca șescule, n-am mai văzut! Ca la TVR3! Da. Măi, după atâția colat și ptite și plăcintă, gândești că ar mere un ptit de stropșală. Da. Înseamnă că am nimerit unde trebuie. Da. Suntem lângă scula care facem minuni. Așa, da, zic. Acești doi oameni de omenie, zic că vedem la unul ce care învârtește, apleacă-te. Sau țuflincă-te, așa. Așa. Băi, zic. Ia să vedem cine e la aparat. Da. Bună ziua și Doamne ajută, Lucian Mureșan sunt. Aha, și din Dej. Din Dej. Așa, și eu vine nașul lângă noi, că zama bună din Șuștaru. Vine. Ăla-mnic, ieșai tău. Băi, dar pe tine cum te cheamă? Ia uite, ia vezi cum îl cheamă. Ia, băi, ți-a dat niște must. Ia de aici, ia de la nenea Sergiu Must. Cum te cheamă? Stai nepotul lui Nelu, băi. Cum îl cheamă? Amunare vreme, nu vezi că ea așa, servește. E bun? E must? Hai, dă cu nănașul, da. Hai să trăiești. Să trăiești, să-ți faci casă în București, să ai cu ce să o plătești. Așa. Tu ești fratele lui, așa? Acolo. Fratele cel mai mic, din pe fundul cazanului. Da, dar ăla e mai gros, bă, că și eu de la... Ce rămâne? Așa. Bun, unde ești mărit? A, însurat, pardon. La Dej. Măi, nevastă din Dej, nu m-am Dej acolo. Dej, domnule. Auzi, dar tu nu cânti? Ba cânt, dar când fac duș. Aici, după casă. Așa, voi. No. Stai numai un pic. Zi, vrei să vorbești cu juniorul? Ia, da. Băi, ți-a plăcut? Bă, bună-i mă vinul, mă. Ia spune. Nu-i bun. Bun, da. O zis că da. Da. Are încredere în mine. Stimați telespectatori, lângă noi a venit domnul profesor, directorul școlii de aici, din Cășei, așa, domnul profesor Izidor Hațegan. Câte școli sunt aici, domnul profesor? În Comuna Cășei avem o școală cu personalizată juridică la Cășei și o școală structură la Rugășești, clasele 5-8, și mai avem încă școli, clasele 1-4, la Urișor. De toate câte? De toate sunt 7, cu grădinițe cu tot. Și câte au rămas? Câte au fost? În fiecare sat a fost câte școală, acum... din păcate s-a depopulat, inclusiv în Cășei, unde anul trecut am avut două clase de 8, acum avem o singură clasă. Câți copii sunt așa, aproximativ? Pe comună? Da. În jur de 400 de copii. Nu prea muncesc, că nu știu, sau muncesc în deplasare. Domnul noapte. Sergiu, nu știu, când vă referiți la noapte, nu? Da. Păi nu prea, nu. Nopțile scurte, acum. Aici e problema. Da, vor veni nopți lungi. Dar n-aveți probleme cu... școlile scalde. Nu, avem gaz la școlile cu gimnaziale, da. Ia uite primarul zâmbește. De asemenea, da, poate și zâmbi pentru că are de ce. Da. La școala din Cășei am făcut foarte multe lucrări apreciate de inspectoratul școlar, la școala din Rugășești la fel. Deci din punct de vedere al dotărilor, vreau să vă spun că putem concura ca și dotări, nu ca materie primă, da, cu școlile din Dej fără niciun fel de problemă. Foarte bine. Câți dascăl sunt de toți? Dascăl sunt în jur de 42. Cu 40. Banii la zi? Da, nicio aproape problemă. Aproape toți calificați, nu, domn director? Da, toți calificați, peste 80 cu gradul întâi suntem. Ei, fii atent! Unde-i Dorina? Du-te, Dorina, că vreau să te... Că Dorina a cântat la nunta fiului meu, așa, da, că am pupat-o așa, prima. Dai microfon acolo, că văd că o mănâncă. Bună ziua, bine v-am găsit! Du-te acolo lângă junioara ta, așa. E nepoțica mea, de care mă mândresc. Da. Și foarte frumoasă, uitați ce costum frumos are. Da, seamănă cu tine și cu măsa. Și cu tatu-sul. Zău?
A, dă microfon apoi că vorbești prostit. Unde știi tu cine-i tatăl său? Fratele meu. Așa știi, ți-o spus cum nată ta. Bine. Așa. Așa. Du-te acolo să ne cânti un cântec. Mulțumesc frumos pentru invitație. N-ai de ce, Dorinucă. Domnului Cornel Filipaș din Cluj-Napoca, din partea soției Anișoara, a copilor Mihaela și Daniel, Daniel care a la sunet și a nepotului Dan. A, stai socrul lui Daniel, tatăl lui Mihaela. La mulți ani, nu mai pierde vremea, Dorina Grad, aplauze, hai! Dragone, paharul plin mai, batea până nu bătrân, mă da, 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 da. Dragone, paharul plin mai, batea până nu bătrân, mă da, 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 da. Dragone, paharul ras mai, la, 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 la. Batea până nu rămas, mă da, la, la, la. Cujina subine, la 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 la. Cine m-a făcut pe mine? Eu plec cujina subine, la 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 la. Dar cine m-a botezat, mai la la la. Nu băune măsura, la 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 la. Face-mi-aș casă și șură, dă-mi o iagă la gură, la 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 la. Face-mi-aș casă și șură, dă-mi o iagă la gură, la 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 la. Mi-aș face șură și casă, la la la. Dar o iagă nu mă lasă, la 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 la. Și iubește, la 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 la. Traiul când se urăște, lasă tatuș și iubește, la 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 la. De te dore o grijă grea, mai la la la. Nu te plânge, tas și bea, mai la 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 la. De te dore o grijă grea, mai la la la. Nu te plânge, tas și bea, la 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 la. Mulțumim! Du-te! Că citesc o bucată dedicație, după care te pregătești, finule, că viu la tine. Vă scriu pentru prima dată și țin să vă mulțumesc pentru ce faceți dumneavoastră cei de la Cluj. Vă îndrăgesc mult. Mă numesc Ileana Marcu, sunt din Sibiu și aș dori ca prin intermediul noastră să trimit un dar muzical mamei mele, Susana Marcu, din comuna Vurpăr de Sibiu. În 18 octombrie va împlini 86 de ani. Să-i dea Dumnezeu sănătate, bătrânețe, liniștită alături de noi cei dragi. Adică 7 copii, Toma, Susana, Maria a plecat la cele veșnice, Ana, Ilie, Ioniță și Ileana împreună cu familia lor, nepoții și strănepoții. Vă mulțumesc frumos! Iată, așa, da, ia zi, finule, ce faci tu acolo, măi, finucule, măi, ia vezi că e aici. Băi, ia ce cu oamenii ăștia, ia patelieri, unul asigură focul, unul învârte oală. Stai să vedem cum îi cheamă. Șefule, cum vă numi? Băgăcean Vintilă. Auzi, bagă bine că e Băgăcean. Adrian Farcaș, sunt de la Beclean. De la Beclean și-i cumnat, băi, cumnat cu frații, cu Nelu și cu... E cumnat. El știe, eu n-am știu. Bun, foarte bine. Dar e să vedem ce executăm acolo. Pentru un guiaș de ăsta așa din zonă, e nevoie de 3 ingrediente. Adică? Așa. Adică? Pălinca. Aia e ultima dată. Avem nevoie de ingrediente de casă, de astea, din ogradă, de pe aici. Galiță. Nu de alea, tot ce găsim pe aici. Bun. După aia, condimente cu măsură. Așa. Condimente cu măsură. Bă, să-și noteze, deci condimente cu măsură. Și ingrediente de astea, de până ograda omului, ce găsim, cum prindem. Notați-vă, țucuvă. Și focistul șef, el asigură calitatea, trebuie numai temperat. Aha, nu, deci nu o frigi dintr-una. O temperat numai așa. O arzi, dar nu o frigi, am priceput. Atenție! Bun, dar auzi, și dacă nu ne ajunge, ce mai puneți în ea? Mai merem până vecin pe aici în ea și băi, ne descurcăm. Lasă că aveți cine mere rugășești până vecin. Domnul maestru, o întrebare. Dar fumul ăsta la ce folosește?
Auzi, Nănaș, dacă stai în fum, ești ca acela, dă-te de acolo că e să ești bagă... că ești a fuma. Eu m-am gândit că nu mă voi străca. Bun, fiți atenți, oameni buni. Au venit din Mureș. Din Mureș, prieteni de-ai celor doi, să ne spui cine-s. Să vii, domnul Iosip Încoace, unde ești? Să ne spui cine-s cei de acolo. Grupul Dor Solovăstrean din Solovăstru. Așa, din Solovăstru. Cine îl conduce? Mentorul lor, Doru Pop. Așa. Acum e la ospăț, nu a putut ajunge. Și acum e doamna Maria aici. Băi, doamna Maria, stai că mă duc la doamna Maria, nu mă sovez. Du-te până la Maria, dacă e femeie, clar că e Doru Pop, domne. Deci doamna Maria. Cu Pop lângă ei, că tot pop doamna Maria e mentorul acum actual pentru că e mai rea de gură ca și ceilalți. Așa, ia. Bună ziua. Fă o dedicație, Maria. Nu știu cum e mai bine spus, rea de gură sau bună de gură. No, moncuie. Ne place bună. Aplaudați-o că vorbește prostii. Ia să auzim. Dor Solovăstrean, hai. Mai aveți de lucru astăzi. Stimați telespectatori, lângă mine a venit domnul profesor Lucian Ovidiu Iosip. A scris în căutarea vinovatului o carte, eu mai prezentat-o,
apărută la editura Casa Cărții de Știință în Cluj. Este cam autobiografică, greșesc, nu? Nu, deloc. Nu-i. Nu, și se trage din Cășei. Așa, dumneavoastră sunteți din Cășei, iar luați acolo. Absolut din Cășei, se vede că pe cei mai buni ai adus acum la către sfârșit, mulțumesc frumos. Da? Deci m-am născut imediat după război, cam prin 45, în primăvara lui martie. Ai ieșit din comuna Cășei, da? Deci cunosc foarte bine Cășeiu și pe domnul primar mai bine decât pe oricine, mai ales pe părinții lui. Aha. Că am fost la nunta părinților lui. Foarte. Și în această carte apar foarte multe obiceiuri din timpul de atunci. Domnul profesor, da. Ai fost și cu Someșana în Franța, am fost și cu Someșana în Franța, cu acești tineri mai puțin, dar cu părinții lor. Da. Într-adevăr, am făcut 10 turnee în Franța. Și cu teatru francofon, care sunt inițiatorul festivalului Frontuziasm de la Dej și am dus acolo, dar vreau să zic că cu acești părinți, pe Dordoi l-am cunoscut când avea 13, pe Ioan, 14 ani. La 18 ani l-am dus în Franța și a fost lansat, s-a lansat în Franța, la Paris, înainte de a fi lansat la Gheș. De 8 ori am fost în Franța. Auzi, fă bine, citește-mi un fragment de acolo, domn profesor. Bine. Nu mult că mă bași pe roșu și pe roșu ți-au permis ăștia, da? Ia să vezi. Fii atent să vedem ce zice. Trebuie să-mi ia și ochelari, că mă văd mai bine fără ochelari decât vezi cu ochelari. Da. Așa că într-o seară, într-o toamnă, când îți făcea mai bine cucuruză, numai ce-l aud pe tata. Dar păi tu lucrezi, tu n-ai de gând să te măriți niciodată? Păi mă mărita și eu odată, dar păi când? Păi când o avea cu cine? Auzi la ei cu cine? Cum cu cine când știi tare bine că sunt o grămadă care să te ia în orice moment? Drept să spun, mie îmi stătea gândul la Ionului Maștei. De mai multe ori ne-am întâlnit pe uliță că eu la joc nu meream. Merea Florica și în locul meu. Când să trecem unul pe lângă altul, ne feream ochii ca și cum ne-am fi cunoscut și am fi păcătuit la o altă de nu știu când. Dacă nu era rușine la amândoi, fără să fi făcut nimic rău, însemna că eram făcut unul pentru celălalt. Treceam unul pe lângă altul ca muță. Aș fi deschis eu vorba, dar nu se cădea. Într-o seară, când mă întorceam de la Bolt și când trec șanțul pe cărare, numai ce mă prinde de mână ca un apucat și îmi spune până resuflate, vrei să fii după mine? Vrei să fii după mine? Dacă vrei, spune mamucă, mâini seară și vin cu tata împețit. E, ce să zic? L-ai s-o înțeles. Eu îi dau 10 pe inima, 10 pe imici, din penetoare și toate țoale dezvelite, pardon, drevelite, ștergul cu icoane și blide cu fețe de masă, țesute, numai de e, că săraca măsa nu pune niciodată piciorul în război. Pezând după e, îmi pierd brațul drept. Îi mai dau și un loc în balte, că domnul primar știe unde e baltea. Da, mă opresc. Mai departe. S-o da pământul, domn primar. Ha! Să știți că domnul primar, care sper să fie la al cincerea alegere. Da, nu că mă înțeleg bine. Am ei săraci, au fost iaburi, dar să știți că ne înțelegem. Nu că vreau să-i fac laudatio, da. Dar este un om foarte vrednic, da, și iubit. Dar am vis să dau fiecare, mă da câte un pic de pământ, știți? Din 30 de hectare de pădure de aici, din Hereușa, mi-o da 20. Da, mai aștept 10. Da. O zic că dacă laud, am îmi dă și încă 10 așa. Dacă mai am două mandate, îmi dau pădau toată. Ai noștri la pământ, la veteranii de război, li se dă pământul pe vertical acum, nu le mai dă pe orizontal. Lasă pe vertical. Nu, e un om foarte vrednic și repară ceea ce au făcut primarii înainte, imediat după Revoluție. Auziți, eu cazul, el, primarul de aici, cu cei doi concetățenii dumisale, ne-au adus aici. S-au adunat trei nebuni, ghilimele, și am venit aici. Să nu ți-i Sergiu, da. Stai că vreau să mai zic că pe noi ne-a mai ajutat cineva, de exemplu pe mine. Ia uite, m-a ajutat foarte mult Florin Tecar și Emilia, familia Sabo din Gherla, domnul Ghiță, care ne-a dat de mâncare acolo, așa, de la fiesta, da. Familia Vlad din Gherla, domnul Sam de la Regal, Sandu Boca cu mădușa, care ne-a dat Horin ca asta. Da, și da, seara unde am băut noi la Grigor. Nu, și, nu bine. Nu spune și pe ăla, dar nu spuneți tot. Bun. La Domnica, la Daria. Da, nu ești la Daria. Atenție, oameni buni, un prieten al nostru. Dumneavoastră, vreți să stați lângă Nicu? Să le luați la dribălit. Bine, nu stați acolo ca sfințe. Prieten al celor doi, prieten al nostru, Nicu Pop! Aplauze, hai! Mândrodorul de la tine, păstă văi și dealuri bine, domnule. Mândrodorul de la tine, păstă văi și dealuri bine, domnule. Ori ploaie, ori viscolește, tot la mine se oprește.
Să pune la căpătâi că ești floare de gutâi, dorule. Să pune la căpătâi că ești floare de gutâi, dorule. Eu îmi pui capul să mă culc, măi, lacrimile vale curg, mă. Atunci știu, mândruț-o, bine că stai dorul de la tine, dorule. Atunci știu, mândruț-o, bine că stai dorul de la tine, dorule. Cât îmi plânge inima, măi, nu mai aș fi săraca, măi. Mândruț-o de dorul tău, o să cad apa-mpărău, dorule. Mândruț-o de dorul tău, o să cad apa-mpărău, dorule. De nu vii o săptămână, sacă apa din fântână. Dorule, arde chiar focul, tot la mine ți-afli locul, dorule. Dorule, arde chiar focul, tot la mine ți-afli locul, dorule. Dar mai du-te și la altul, că-i destul de mare satul. Ori pierd-un locuri pustii, la mine să nu mai vii. Bună dimineața, soare! Vă citesc o dedicație. Să dea bunul Dumnezeu să o țineți tot așa cu emisiunea dumneavoastră, deoarece ne mai faceți și la cei mai în vârstă zile bune și ne mai descrețiți frunțele, că la toată treaba mă uit, o las și mă uit la dumneavoastră. Dacă nu reușesc ziua, mă uit noaptea, la reluare, la ora 11:30. Mă numesc Lenuța Neamțu din Aninoasa, din pe Valea Jiului, dar sunt născut în orașul Câmpul Moldovenesc, unde a fost dumneavoastră, domnule Sergiu Năsturel, adică elev la liceu militar. Năsturel ne spunea. Aș avea și eu o dorință a noastră. În primul rând, surorii mele, Geta Bultoc, cu soțul Nelu, copiilor, 8 la număr și nepoților, tot 8 la număr, multă sănătate și fericire. În al doilea rând, tuturor foștilor colegi de la Școala Profesională Comercială, profilul ospătari, absolvenți în anul 1965, bineînțeles celor care încă mai sunt în viață. În al treilea rând, fiți atenți, primului meu prieten, adică iubit, să spunem pe adevărate, Ghiță Severin, Ghiță. Deci Severin Ghiță, născut în Moldova, Sulița, am avut și eu drăguț acolo, a fost ofițer, zice, la Botoșani, de care îmi pare foarte rău că nu l-am ascultat și am ales părinții mei și nu l-am ales pe el, vedeți? Dar ce să faci, așa a fost, dar să fie, acum sunt și eu mamă la rândul meu, bunică, am 4 nepoți și îndată am și strănepoți. Nu în ultimul rând, vă doresc mai sănătate, fericire și pe versul să citesc. Bă, dar cum o ploua, Doamne, parcă văd că te uit. Așa, vă rog pentru fiica mea Lili Bârsan, cu soțul și cei 4 copii, dar special și lui Valentin și lui Daniel, care în această lună își împlinesc anii de naștere. Ce frumos zice, Daniel în 20 octombrie, Valentin pe 26. Băi, stai să mă uit cum stau cu ceasul, mi s-a oprit și ceasul, zânia tale cât e ceasul la metal. Cauza căldurii. Așa. 3 fără 23. 3 fără 23, asta înseamnă că e 3-3-7, 2-3-7, băi, și eu m-am întâmpit, da? Da, ziceți, da, băi, de ce, dar spune-i la Dani că tu vorbești, da. Băi, Dani, da. Zi. Dă-mi voie să fac și eu o dedicație, da, pentru un prieten comun. Este vorba de domnul Gavril Vlaicu, care în 12, așa a făcut 65 de ani, să-și baje mințele în cap și să-și vadă de treabă. Domnul primar, cine ești de aici? Da, am invitat în fața dumneavoastră echipa de oină a Școlii Generale din Cășeiu, împreună cu doamna profesoară Anca Cozma, antrenoarea lor. Vreau să vă spun că în comuna noastră în fiecare an se desfășoară campionatul național de oină. Faza finală. Campionatul național. Finala de oină junior 2. Junior 2. Aici la noastră, da, la Cășei. Deci e vorba de comuna Cășei. Puteți să arătați un pic Cășeiul. Te rog frumos, Cristinică din Car, arată-i un pic comuna Cășei, după aia mai încolo vă vorbi când cântă frații și de Rugășești. Da. Da. Primăria Cășeiu împreună cu Federația Română de Oină și Radio România Antena Satelor, în parteneriat. Organizatori. Deci au rămas Cășeiu un brand pentru această atenție, finală. Deci, atenție, sportul nostru național, oina. Așa este. Sportul național al românilor era oina, oameni buni, nu trichii, știți, mastere. Ce văd ochii nu lasă mâinile. Sau fuga.
Nu era, acum a devenit sport. Nu știu cum să. Și observați că nu numai că avem echipă, avem și premii. Cupele așa, ce premii au luat? Spuneți-ne, ce ați o să ne spună doamna profesoară, da, mai sigur ce premii au câștigat. Nu câștigat la Cășei, din păcate, câștigat în deplasare. Băi, să era? Fim domn, nu batem acasă. Cine bate acasă? Da, bună ziua. Am luat locul întâi la Cupa Dragu. De, la Dragu în Sălaș? Da, la Dragu în Sălaș. Așa? Și locul întâi la Coruia. Tot la Coruia, dar i-au câștigat aici odată aia din Coruia la grupa lor de vârstă, campion național. Nu știu, pentru că noi am făcut doar de 3 luni, Oina. Așa-i? Băi, ia ridicați mâna sus și strigați tare. Hai, hai Steaua! Hai, hai Steaua! Băi, ținule, fii atent ce scrie aici pe piept la băieți ăștia. Da. Legea! Legea! Nimeni nu-i mai presus de lege. Așa, da, bun. Numai sub lege. Sub lege. Atenție, nu mai pierdem vremea. Dansatorii să pregătesc de aici. Oameni buni, ansamblu Sămeșan al Casei Municipală de Cultură din Dej, cu un dans frumos, ei mai mări cei, aplaudați, hai! Thank you.
frate, iară le cântărici. Luați-vă locurile voastre, ei mici, veniți încoace, bă, că ne pregătim, nu mai avem mult. Alo, alo. Alo. Ați văzut cum zic la toată Nicolae Ceaușescu? Alo, da. Alo. Da. Bună ziua. Bună ziua, ziceți. Sunt Geta Bob din Dej. Da. Și aș vrea să vă mulțumesc în primul rând că ați ajuns și pe meleagurile noastre. A? Și totodată aș vrea să fac și o dedicație. Da. Pentru fiica mea Renata și soțul meu Ovidiu. Fiica mea dansează chiar acum la dumneavoastră, în direct. Așa, care măi fata lui doamna Bob? Renata, chiar acum Renata. A de dansa. Acum a terminat, las-o săraca să-și tragă sufletul, da? Pe data de 11, ea și soțul au împlinit fiecare câte o vârstă. Așa? Și, și pentru mama mea, care pe data de 17 va împlini o frumoasă vârstă. Mulțumim de telefon. Uite o Sergiu pe Renata, uite acum. Renata. Băi, luați. Băi, și ăsta micu, ia vino încoace. Ăsta micu, ăsta e feciorul tău. Hai, ăsta e feciorul meu. Ia zi, cum te cheamă? Că deja e mai mare ca mine. Cătălin. Cătălin, câți ani ai tu, Cătăline? 14. Băi, la fotbal mergi sau la ce? La pian. Numai la dansuri, mergi și la pian. La pian, faci pian? Bravo, du-te acolo și că să nu fie frig, băi. Ia uite, din Spania, mă, să citesc o scrisoare. Cele mai frumoase fetițe din lume, nepoțica noastră, dragă Cornelia, în 16 octombrie împlinește 7 anișori. Bunii Mariana și bunicul Ion îi doresc sănătate, fericire, noroc în viață, la mulți ani, succes la școală și să nu uite niciodată că noi o iubim foarte mult pentru că ea este inima și sufletul nostru. La mulți ani, ce frumos, bunicică. Să știi că am un văr, Sergiu. Da. În Italia, săracul să chinuie să sune de un ceas și jumătate și nu iasă. Nu iasă. Nu iasă, zice, mă, știu că sun la mine acasă și vreau adică să intru și nu iasă. Adică și dar nu intră. E vărul Dordoi Dănuț acolo în Italia, da, cu Gabi. Așa, zis, mă, să le mulțumim la cei care ne-au făcut de mâncare aici. Ei ne-au făcut acolo de mâncare aici, da, în spate, să le mulțumim. Da, Felix. Eu vreau să mulțumesc tuturor celor care au depus un efort alături de noi ca, da, emisiunea de astăzi să iasă așa cum a ieșit. Și mereți voi la loc, pregătiți-vă. Așa, mulțumim. Oameni buni, păi trebuie să închidă gazdele așa, să-i vedeți pe cei doi frați cântând împreună, ca să se cânta cântecul de uliță, era de grup, acum i-am luat numai pe ei, să-i aplaudați cum se cuvine și să nu plecați, pentru că mai avem emisiune. Felix Gălan și Ioan Dordoi! Trec anii și zilele, măi, să duc tinerețele, ducă să nu-mi pare rău, că mi-am trăit traiul meu. Dar șașe cât i-aș mai face, e m-ar lăsa lumea-n pace. Dar lumii nu-i pare bine și nu încape de mine. Așa-i când îmbătrânești, măi, ca frunza te veștejești. Așa-i când să gata drumul, te împrăști ca și fumul. Nu știu ce-a mai și de mine, cum nu știu ziua de mâine. Orice-ar și tăt moi petrece, că nu știu până cât o-i trece. Ia și bine, ia și rău, ajută-mi-a Dumnezeu. Câși mărița de nu mi-ar și dragă, nu aș mai bea în virt noaptea-ntreagă. L-am văzut pe popa bând, ai la 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 la, și m-am pus cu el la rând, și la la. Crâșmărița asta e vinovată, că-am băut la crâșmă noaptea toată, cu șeful de post din sat, ai la 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 la, amândoi ne-am îmbătat, și la la. Crâșmăriță dragă, crâșmăriță,
adă-mi jin și-apoi îmi dă guriță. Adă jinul în ulce, ai la 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 la, și de restul treaba mea și la la. Dinar și crâșmile ăstea-n sat, n-ai vedea bărbatul în veci bat. Dacă când crâșmile se râd, ai la 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 la, tot bărbatul îl vezi bând și la la. Dacă când crâșmile se râd, ai la 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 la, tot bărbatul îl vezi bând și la la. N-am pus eu coda la prună, dar pălinca e tare bună. N-am pus eu coda la prună, dar pălinca e tare bună. N-am pus torta la căldare, ala e la e la 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 e la, dar pălinca-mi place tare, ala e la e la la la. Anoaie asta a fost prune, n-am avut în cele pune. Anoaie asta a fost prune, n-am avut în cele pune. Le-am pus la vecina mea, ala e la e la 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 e la, să pot mere ies la e, ala e la e la la la. Pălincuța din oiagă, tăche limbile dezleagă. Pălincuța din oiagă, tăche limbile dezleagă. Și-a vecinii o dezlegat, ala e la e la 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 e la, ce bătaie am căpătat, ala e la e la la la. Ala e om ce-a ști să-mi spună, cine-o pus coada la prună. Cine-o scos zama din iemă, cine-o învățat abemă. Că-i și bună, e și dulce, ala e la e la 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 e la, e bei numai cât poți duce, ala e la e la la la. Dar e bei păstă măsură, ala e la e la 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 e la, nu-ți mai poruncești la gură, ala e la e la la la. Zăsa-nzo că noi mai bei și n-așer cu săcăre. Zăsa-n că noi mai bei bere și la mândre noi mai mere. Cine se poate răbda să nu beie Horinca? Că Horinca-i de băut și la mândre e trecut. Am gândit că beau Horinca, dar m-am îmbătat de frică. Și m-am gândit că beau și și-a băurnă ca și chin. Iar și omul ce-ar ajunge, tătar susțina și-ar plânge. Iar și omul ce-ar păță, e cu vreme s-ar păză. Iar ști omul ce-ar păță, de cu vreme s-ar păză. Eu luna mă te gândesc, la 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 la, ca să mă călugăresc, la 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 la. Eu luna mă te gândesc, la 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 la, ca să mă călugăresc, la 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 la. Să las mândrile, băuturile, că vin bătrânețele, la 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 la. De mândre m-aștept lăsa, la 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 la, nu mă lasă inima, la 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 la. De mândre m-aștept lăsa, la 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 la, nu mă lasă inima, la 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 la. Când oi bătrânii mândre noi iubi, și-atunci moi călugări, la 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 la. De vreuna
cântă zic într-una la 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 la, că o să las băutura la 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 la. E lunantă zic într-una la 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 la, că o să las băutura la 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 la. Să le las pe toate, cam mult e păcat, e s-o fi grele după moarte la 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 la. Greleu-r fi, eu nu zic ba, la 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 la, numai nu le pot lăsa, la 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 la. Greleu-r fi, eu nu zic ba, la 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 la, numai nu le pot lăsa, la 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 la. Când beau un pahar lângă un lăutar, mai fac un pas câtă iar, la 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 la. Când beau un pahar lângă un lăutar, mai fac un pas câtă iar, la 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 la. Păi, încă un pahar, un pas căteat. Ai de mine, uite voi, să-mi aduc aminte voi, că stau la emisiune. Domn primar, vă mulțumim! Veniți și voi, beliților, lângă și la altă. Eu vă mulțumesc pentru așa, această frumoasă emisiune. Hai că emisiune. Mă eclipsez, n-ai face bine să stai un pic pe loc cu eu. Hai, așa, zi, zi, așa, da. Mulțumim și eu că ne-ați primit cu omenie. Noi vă mulțumim pentru că ați venit în comuna noastră. Trești-o sper că colo. V-ați simțit foarte bine. N-am simțit noi, știu, băi, bun. Vă mai așteptăm simțiți. Și cu altă ocazie. Lași, luați-i voi de-a stânga și de-a dreapta hoților. Bă, voi amici, intrați aici, bă, că vă dau voie să jucați. Băgați-vă acolo, fii atent, domnule, v-a luat. Băi, că ți-o lua nevastă la joc. Na. E bine că nu m-a la joc, o luat. Mulțumim frumos de... Dănaș, ai vrut să spui un banc, ai vrut să spui da. Că mă văd aici în grădină la Ion. Da. Băi, unul ca mine, țucuvă, și-o căpătat-o un cal. Bă, cum să se suie pe cal? Și l-o tras de așenică o grămadă de da. Pământ, cum e acolo ea, da. Movila ce e. Zice, Doamne, ajută-mi să mă văd pe cal. Bă, și-o luat avânt și cum o sărit, o tot trecut peste cal. Puh, s-o sculat omul, s-o ticăzit și-o tras calul înapoi, zice, Doamne, ajută-mă, dar nu așa tare ca prima dată. Așa să-ți ajute Dumnezeu, dar nu foarte tare. Nănaș, te pup, tu te-ai pregătit că... Hai noroc! Da, ce vrei și noi. Stai, bă, că le văd atâtea bunătăți aici pe masă. Da. Da. Prezentare de produse naturiste. Bade Simeone, ha, vin în coace. Ia spune de dumneata ce mănânci în fiecare zi. Ha, pițucuvă, eu, ia, dimineața colac, la mnează scolac, sara colac. Câți ani ai bază, Simeon? 92! Ah. Oi, mulți înainte, bă, ați văzut ce minuni face colacul de Rugășești? Da. Dumneata, bază Teofil, vină încă, ha, vină în coace. Dumneata, api eu dimineața lapte, la mnează lapte, sara lapte. Câți ani ai bază Teofil? 96! Ați văzut oameni buni ce minuni poate face laptele? Ce aliment minunei laptele? Bade Ioane, hai încă, hai încă, ce ne ta? A, pițucuvă, dimineața, dimineața fomei, la mnează-s fomei, seara fomei. Și câți ani ai, Bade Ioane? 32! Așa, am ajuns la final. Toată lumea joacă, cântă și dansează. Vă mulțumim! Mulțumim și noi!